La Teatrul Toni Bulandra din Târgoviște, pe 15 mai 2021, Ioan Cezar Corâci și-a lansat în ambianța propriei expoziții cartea, în esență o colecție de texte de mentalitate și de civilizație, intitulată Convorbiri despre artă cu Cezar Corâci. Cartea vine să întregească personalitatea creatorului de artă, în egală măsură pasionat de problemele și de necunoscutele din cultura română ca și din cea universală. În ceea ce îl privește pe Ioan Cezar Corâci, artistul, acesta este un exuberant când vine vorba de cromatica abordată în picturile sale. Compozițiile sunt bine structurate, fără să creeze privitorului dificultăți în receptare. Planurile se succed cu relativă simplitate, construind în esență scenografia pentru culorile care capătă categoric rolul principal în compozițiile sale. Expoziția va putea fi văzută la Teatrul Toni Bulandra din Târgoviște până pe 6 iunie 2021. Iată ce ne mărturisea artistul la momentul vernisajului de la Târgoviște. Pentru mine pictura înseamnă întâi și întâi culoare. Dacă bucuria pe care o simt eu în fața unui subiect reușesc să o transmit în ceea ce pictez dumneavoastră sau altora, atunci sunt fericit. Dacă nu, rămân cu satisfacția de a mă fi exprimat. În momentul în care însă mi-am strâns articolele, m-am gândit o să vină cineva care... Doctorând. Ce caută, domne, Nenea Corici, ăsta inginerul, să se apuce să scrie despre arte plastice? N-aveam nicio opțiune decât să încerc din nou să transmit, pe lângă informație, o parte din emoțiile mele personale legate de subiectele în discuție și să, ca aici e și povestea aceea cu cercetătorul, să vin și cu câte o poveste care pare mai deosebită. De exemplu, am descoperit scriind articolul că există, o să vedeți probabil majoritatea cartea, că cele trei grații ale lui Rafael sunt identice, da, identice, ca desen și culoare, cu o frescă din Pompei. Singura problemă este că Pompei a fost decopertat vreo 300 de ani mai târziu decât Rafael a pictat tablou. Cum? Nu știu. Acest gen de întrebări, ca și altele legate de fundamentele artei, de schimbări majore care s-au produs. Am încercat probleme de genul ăsta să le transmit celor care citesc ziarul și care vor citi poate cartea. Sigur, voi continua. În fiecare săptămână, sâmbăta, am un articol cultural. Scriitorul George Coandă, prezent la eveniment, preciza: domnul Corici, cum să spun, ne întinde o capcană dacă nu suntem atenți. Pare că este conservator, dar nu este conservator. Încearcă să găsească anumite demersuri care să îmbine, așa cum spun unii istorici de artă, modernul cu ceea ce este clasic. Și poate că nu este rău, poate că este bine.